parlamentar PNL și președintele PNL București. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Bușoi, și bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Bușoi, au trecut 3 ani de la tragicul eveniment colectiv în urma căruia 65 de tineri și-au pierdut viața. Ce a învățat România din acest tragic eveniment? Sau a învățat ceva? Evenimentul tragic de la colectiv a zguduit la acel moment societatea românească, opinia publică, a galvanizat și a descătușat multele nemulțumiri față de ceea ce se întâmpla la acel moment în administrația publică, în sistemul de sănătate, în administrația centrală. Știți bine că în mod indirect nemulțumirea și revolta de atunci a dus și la căderea guvernului de la acea perioadă, la înlocuirea în administrația locală. Acestea au fost efecte de moment, efecte care, într-un fel, au trebuit să se întâmple. A urmat de asemenea și o anchetă care astăzi încă nu e clar în ce direcție va merge sau către ce vinovății finale se va îndrepta. În schimb, din păcate, lucrurile durabile nu au urmat. Deși a existat un entuziasm puternic și o voință puternică la acel moment de a schimba ceva în ceea ce privește situațiile de urgență, în ceea ce privește centrele de arși, în ceea ce privește atitudinea sistemului de sănătate față de pacienți, în ceea ce privește siguranța din punct de vedere al incendiilor, al clădirilor publice, în ceea ce privește responsabilitatea unor factori locali. În realitate, odată ce timpul a trecut și alte priorități au apărut pe agenda publică, chiar dacă nimeni nu a uitat și nu va uita ceea ce s-a întâmplat atunci, și toți cei care se gândesc la acel moment privesc cu îngrijorare eventuale, Doamne ferește, momente similare sau chiar cataclisme și tragedii mai mari care pot să se întâmple, ca în cazul unui cutremur, de exemplu, n-aș putea spune că astăzi suntem mai pregătiți decât am fost la acel moment. Și aceasta este o neîmplinire, în primul rând, general a societății românești, dar este și o neîmplinire în care o mare responsabilitate au cei care conduc și guvernează astăzi România. De ce la aproape 3 ani de zile nu avem niciun vinovat și nu s-au găsit vinovații, ba chiar știu că dosarul a fost reluat de la zero? Aici n-aș putea să fac foarte multe speculații pentru că nu știu exact ce se întâmplă în dosar. Știu doar că la un moment dat persoana responsabilă dintre judecători s-a pensionat și există o cutumă ca atunci când cineva se pensionează, mai ales dacă nu e vorbind de un complet de 3 sau 5, nou judecător să reia totul de la zero. De asemenea, atunci când s-a intrat mai mult în detaliile responsabilităților, s-a văzut că era de fapt un șir de responsabilități, nu o responsabilitate singulară. Nu a existat o mână criminală, nu a existat cineva care a făcut o bună intenție, ci a existat, cel puțin așa știm în acest moment, foarte multă superficialitate, foarte multă irresponsabilitate, legi și regulamente care pot fi ocolite, instituții care n-au verificat cu foarte multă atenție, avize care s-au dat prea ușor, înșelătorii între firma care a adus acei bureți nenorociți și proprietarii care au privit cu foarte multă superficialitate posibilitatea ca să se întâmple o tragedie. Și toate aceste lucruri creează un păienjeniș și un puzzle de responsabilități pe care, sigur, în final, justiția le va descălci, dar care, până acum, din păcate, nu le-a pus în aplicare. Cred însă, dincolo de aceste lucruri care trebuie evident clarificate și de nevoia ca familiile victimelor, cei care sunt încă în viață, foarte mulți răniți, foarte mulți oameni traumatizați după această experiență, foarte multe destine schimbate, dincolo de numărul impresionant de oameni care nu mai sunt printre noi și care, evident, cărora evident trebuie să li se facă dreptate,
Mai îngrijat sunt de faptul că nu s-a făcut ceva pentru a se evita o nouă tragedie. Și acest lucru nu era ușor de făcut, dar astăzi nu vedem nici măcar niște lucruri concrete începute. Doar foarte multe declarații de bună intenție, foarte multe încercări de a se acoperi, de a se feri de responsabilități ale unor instituții. Au pus niște anunțuri legate de anumite clădiri care sunt în pericol. S-au blocat foarte multe dintre autorizări, nu se mai dau la fel de ușor, dar pe de altă parte devenit aproape imposibil ca într-un timp rezonabil să-ți obții niște autorizări, ceea ce pe acei oameni care cu adevărat își fac treaba și au cu adevărat spații ca la carte îi încurcă din punct de vedere al ideii de comerciale. Toate aceste lucruri sunt în continuare în ceață, haotice, și arată încă o dată că România nu e capabilă să învețe din marile tragedii. Dar de ce există o astfel de ignoranță într-o problemă atât de delicată cum e sistemul sanitar românesc? Pentru că în acest moment nu există cu adevărat o prioritate din a reforma sistemul sanitar românesc. Și în interiorul sistemului nu există stabilite niște priorități pentru lucrurile cu adevărat grave. Sistemul este în criză, sistemul este subfinanțat, sistemul se bazează pe un număr insuficient de medici și de cadre medicale. O bună parte au plecat în străinătate. A existat acest pas înainte cu salarizarea mai bună, dar și aceasta a fost făcută haotic, creând foarte multe disfuncționalități și nedreptăți între lucrătorii din sistemul sanitar. Pe de o parte au fost foarte bine recompensați medicii sau anumite categorii de medici, și o parte din personalul mediu, nu tot personalul mediu, nu infirmierele, nu biologii, nu cei care lucrează în personalul administrativ al spitalelor sau altor instituții, care și ei sunt o rotiță a sistemului, pentru că se încearcă cârpeli în toate direcțiile unde apare un strigăt mai puternic și nu se merge pe marile priorități, pe programele de cancer, pe punerea la punct a radioterapiei, pe construirea unui spital de arși, pe construirea celor trei spitale regionale, ci în continuare se gestionează zi de zi tot felul de crize care apar și când tragi linie vezi că în realitate sistemul nu a progresat semnificativ. Pe de altă parte am văzut că inclusiv doamna Dăncilă, rugată ieri de jurnaliști, nu a știut să adreseze un mesaj sau nu a vrut însă familiilor îndurerate. Însă, la câteva ore a venit un mesaj din partea guvernului. Cum o vedeți dumneavoastră situația asta? Bun, cred este că... Este o ignoranță? Poate fi și o gafă de comunicare, poate fi și o nepricepere în a transmite atunci când este absolut necesar. Dacă nu nume personal, dacă nu crezi nume personal, cel puțin în numele unei instituții. N-aș merge în altă cheie la ceea ce îmi descrieți. Dar dincolo de aceste mesaje care sunt absolut necesare și legitime și importante și care evident nu schimbă cu nimic pierderile și situația disperată în care se află familiile celor care nu mai sunt sau situația grea în care se află cei care au trebuit să facă 10 de intervenții chirurgicale, cele mai multe în străinătate, cei care au rămas marcați din punct de vedere psihologic. Deci, dincolo de aceste gesturi care oferă o mică alinare, dar în niciun caz nu rezolvă o problemă, din ce am văzut în aceste zile, din reportajele care s-au dat în mai multe televiziuni de știri, în mediul online, din ceea ce s-a comunicat, din emoția pe care an de an, atunci când se comemorează acest eveniment tragic, toți așteaptă mai mult decât atât. Așteaptă niște lucruri concrete pentru ca ceea ce a fost să nu se mai întâmple. Și sigur așteaptă stabilirea unor vinovății, pentru că așa e corect față de cei care au suferit. Anul 2019 este un an care va aduce multe schimbări pentru România. Avem alegeri prezidențiale, europarlamentare și chiar preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Acum vă propun să le luăm pe rând. Cum se pregătește Partidul Național Liberal pentru alegerile europarlamentare?
S-a stabilit deja, se tot vorbește despre o listă. Este cumva finalizată? Partidul Național Liberal privește cu foarte multă responsabilitate și înțelege momentul extraordinar al alegerilor europarlamentare. Acest moment are o dublă semnificație. Prima este aceea a oamenilor care vor merge pentru 5 ani să reprezinte România în Parlamentul European, să se integreze în universul deciziilor la nivel european, să susțină interesele României, să aibă un cuvânt de spus, din ce în ce mai apăsat, sper eu, în tot ceea ce înseamnă mecanismul de decizie legislativ și politic la nivel european. Și aici, evident, Partidul Național Liberal încearcă să găsească persoanele cele mai potrivite. Suntem o parte dintre cei care reprezentăm deja România în Parlamentul European, care dorim să continuăm. Venim cu argumentul experienței de acolo, succeselor, lucrurilor pe care le-am obținut, fiecare în domeniul său, eu mai ales în domeniul sănătății, alți colegi în domeniul fondurilor europene, în domeniul politicii agricole, cum este domnul Buda, în domeniul bugetului Uniunii Europene, cum este domnul Mureșan, în domeniul mediului și a sănătății de asemenea, cum este doamna Adina Bălean. Ei, evident, nu și-a mai anunțat oficial candidatura, dar, așa cum spuneam, toți cei care au reprezentat PNL și România au avut succese importante și printre acești europarlamentari am ținut să menționez și pe cei care nu și-au anunțat neapărat candidatura, doamna Bălean, domnul Stolojan, în domeniul politicilor economice. Pe de altă parte, sigur, sunt foarte mulți colegi cu experiență în administrație, domnul Hava, domnul Falcă, sau cu foarte multă experiență politică, domnul Crin Antonescu, Vasile Blaga, care intenționează să reprezinte România în Parlamentul European în perioada următoare. Nu a luat o decizie Partidul Național Liberal încă. Există anumite termene care au fost decise în Consiliul Național. Probabil că va fi primul partid care va ieși, dacă nu cu o listă finală, cel puțin cu o proiecție, pentru ca, pe de o parte, cei care vor merge în campanie electorală să aibă îndeajuns de mult timp să-și promoveze, pe de o parte, activitatea de până acum, pe de altă parte, proiectele viitoare și pentru că așa considerăm corect față de cetățeni. Nu e corect să vii cu o listă scoasă din buzunar în ultima secundă, așa cum se pregătește să o facă Partidul Social Democrat, pe, înțeleg eu, criterii extrem de clientelare, în care baron local, lider de filiale, contra unei susțineri în bătălia lor internă, încearcă să-și impună diverse persoane, poate onorabile, poate cu un CV bun, dar pe care publicul nu le cunoaște în acest moment, care cel puțin o bună parte dintre ele n-au nicio experiență, nicio expertiză în politici europene, nici măcar în politici naționale, și care vor avea nevoie de o perioadă foarte lungă de timp pentru a se acomoda într-un spațiu extrem de competitiv cum este Parlamentul European. Vreau să vă spun că acolo e mai puțin important cine ai fost sau cine ești în România. Acolo, de la egal la egal, te lupți și ești în competiție cu colegi din toate țările europene, cu oameni foarte bine pregătiți, foarte motivați, din Germania, din Franța, din Italia, din țările nordice, din Olanda. Vorbesc de țările poate cele mai influente și mai active. Sigur că sunt și țările centrale și este europene și cele din sudul Uniunii Europene. Ești în competiție să devii raportor sau să devii raportor din partea unui grup politic, ești în competiție să-ți impui argumentul, să-ți impui punctul de vedere, să obții la vot susținere și pentru aceasta e nevoie de expertiză, e nevoie de experiență, e nevoie de o cunoaștere a mecanismelor, e nevoie de o recunoaștere a altor colegi față de ceea ce ai făcut sau față de ceea ce poți face. Aminteați adinauri de domnul Crin Antonescu. Cum vedeți dumneavoastră revenirea acestui an? Am dat, cred că, o declarație de exclusivitate pentru PS News la acel moment. M-a sunat unul dintre colegii dumneavoastră și prima mea reacție a fost extrem de pozitivă. Am spus că între foarte mulți oameni care au făcut și fac politică în România, Crin Antonescu este unul dintre puținii lideri care, incontestabil, au arătat că pot fi lideri. A condus Partidul Național Liberal un număr important de ani, a avut responsabilități importante în statul român, președinte al Senatului, chiar președinte interimar al României. A făcut o construcție politică care astăzi, sigur, se dovedește că
poate a fost puțin riscantă pentru Partidul Național Liberal, poate a avut mai multe neîmpliniri decât împliniri, poate a confuzat puțin electoratul din România, dar care la acel moment reprezenta singura soluție de a ne opune unor tendințe autoritare ale președintelui din acel moment, de care apoi și Partidul Democrat Liberal s-a despărțit și astăzi vechiul PDL înțelege lucrurile negative pe care le-au făcut sub influența președintelui Traian Băsescu. Evident că odată cu trecerea timpului se mai estompează anumite lucruri critice și trebuie la un moment dat văzute și lucrurile bune din mandatul său, dar la acel moment pericolul de autoritarism și de conducere discreționară și împotriva intereselor unei largi pături ale populației erau destul de iminente. Deci, Crin Antonescu trebuie judecat și în contextul a ceea ce a fost atunci, nu a ceea ce înțelegem astăzi că nu s-a întâmplat și nu a fost în stare acea construcție să livreze României și poporului român. Este un om care e deja respectat în Partidul Popular European, a fost primit cu brațele deschise odată cu momentul fuziunii, care prin experiența sa politică, dar și prin felul său de a se impune, cu siguranță va avea un rol important în viitoarea construcție a Parlamentului European. Și cred că este un plus pentru lista Partidului Național Liberal. Cum aminteam și mai devreme, un alt eveniment important pentru țara noastră este chiar preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Cât de pregătită este țara noastră pentru acest eveniment? Așa cum spun americanii, time will tell, timpul ne va spune. Sunt astăzi foarte multe îngrijorări, unele le împărtășesc și eu, legate de felul în care vom gestiona această responsabilitate importantă. Ele țin pe de o parte de climatul politic haotic la nivel guvernamental astăzi în România, cu un partid făcut țăndări de conflictul intern, cu un guvern care are pe de o parte oameni nepregătiți, pe de altă parte oameni care nu au nicio siguranță că vor mai rămâne miniștri săptămâna viitoare în funcție de toanele președintelui PSD și în funcție, evident, de negocierile interne și de geometria de putere în interiorul CEX-ului sau cum se cheamă acel organism de conducere despre care tot auzim și care tot este așteptat să ia decizii despre remanieri și alte lucruri. Există de asemenea un element foarte obiectiv al felului în care este perceput astăzi guvernul PSD la nivel european. Și nu trebuie să vă reamintesc decât ultima dezbatere în Parlamentul European cu premierul Dăncilă, în care, asigur, a fost aplaudată pentru anumite accente critice și țâfnoase față de Uniunea Europeană. Eu cred că a fost nepotrivit, pentru că, dincolo de niște aplauze efemere interne, acolo liderii europeni așteptau mai multă înțelegere, mai multă modestie față de criticile pertinente care se aduc și care nu au fost îndeajuns de dure pe cum merita acest guvern și o anumită deschidere de a găsi soluții. Evident că nimeni nu își face politică după dictare și nu despre asta vorbim, dar atunci când am intrat în Uniunea Europeană ne-am asumat niște responsabilități și o parte dintre aceste responsabilități le-am încălcat. Deci imaginea guvernului la nivel european este foarte deficitară, inclusiv în familia socialistă europeană, care a avut și ea nenumărate critici față de felul în care se guvernează astăzi în România. Și atunci când mergi cu un guvern și cu miniștri și cu un prim-ministru care sunt văzuți cu multă rezervă, evident pozitiv, constructiv, în care acționează președintele Iohannis. Dar președintele Iohannis sigur va avea un rol important în summitul de la Sibiu, în marile decizii, dar munca de zi cu zi în timpul președinției o vor face miniștri, o vor face secretarii de stat, evident și experții de la comisie, de la reprezentanța României. Acolo, cunoscându-i, știu că ei sunt și bine pregătiți, sunt și integrați și la nivelul lor își vor face datoria. Dar nu e de ajuns. Deci nu e de ajuns să ai președintele României la nivelul de vârf și nu e de ajuns să ai niște oameni tineri și bine pregătiți la nivelul tehnic. Nivelul intermediar, care este foarte important, al primului ministru, al miniștrilor, al secretarilor de stat, este în acest moment, așa cum spuneam, destul de fragil. Unii nu sunt bine pregătiți, alții chiar dacă sunt bine pregătiți nu știu cât timp mai rămân în acele funcții. Iar imaginea guvernului este destul de proastă. Mai mult, sigur, România nu are o experiență. Alte țări au mai avut șansa de a conduce. Este prima dată pentru
Pentru România este prima dată. A fost prima dată și pentru Bulgaria. Bulgaria nu s-a descurcat deloc rău, pentru că Bulgaria a avut o președinție care a fost etichetată, evaluată ca fiind una cu adevărat bună. Și ei au ridicat standardul. N-avem nicio scuză ca lucrurile să nu meargă bine în timpul președinției noastre. Altfel, dosarele vor merge înainte. Evident că noi avem doar rolul de moderator, de mediator, de a stabili niște priorități, care e foarte important, și de a pune la un loc în Consiliu anumite poziții și de a negocia în numele Consiliului cu Parlamentul și, sigur, informal și cu Comisia Europeană. Acolo, pentru noi, sunt foarte importante cele care țin de cadrul financiar multianual, de bugetul viitor al Uniunii Europene, de politicile de coeziune, de politica agricolă comună, de alte politici sectoriale. Sunt responsabil în Parlamentul European pentru programul de sănătate al Uniunii Europene 2021-2027 și pentru capitolul sănătate din viitorul program de cercetare al UE pe 7 ani, 2021-2027, acolo unde sănătatea va avea 7 miliarde de euro. Și sigur că mi-ar plăcea foarte mult ca aceste cel puțin două dosare, unde sunt direct implicat și unde pot să lucrez cu Ministerul Sănătății, chiar și cu doamna ministru, cu experții și cu Ministrul Afacerilor Europene, să le finalizăm. Și sigur, nu sunt neapărat lucruri concrete care vizează România, dar anumite lucruri care ar putea să favorizeze România într-un sens legitim și transparent, le putem duce la îndeplinire. Altfel, vă spun cu sinceritate, chiar dacă vin într-un partid de opoziție, chiar dacă poate anumite gafe și anumite lucruri ne-ar favoriza pentru binele României, pentru imaginea României, pentru ceea ce am putea să obținem în această perioadă, mi-aș dori să fie o președinție de succes. Am însă emoții și rezerve. Care este imaginea, că tot ați spus de imaginea României în acest moment la nivel european? Chiar și după discursul doamnei Dăncilă, destul de acid, spun eu. Bun. Evident, vorbim de imaginea în cadrul instituțiilor europene. Altfel, printre cetățenii europeni, nu avem întotdeauna cea mai bună imagine. S-a mai estompat, ceea ce, mă rog, la un moment dat, în Italia, în Spania, apărea ca o imagine foarte negativă, în care România și românii erau identificați doar cu acele persoane care cerșeau, care furau, care făceau tot felul de infracțiuni mărunte sau poate uneori mai grave, în care se extrapola cazuri terifiante de ucideri, de violuri, de anumite violențe de astea către o întreagă diasporă. Lucrurile s-au mai estompat și sigur nu mai e imagine atât de negativă. Dar evident, România nu e privită cu foarte multă pozitivitate, cu foarte mult bunăvoință de cetățeanul de rând din multe țări europene și la acest lucru încă trebuie să lucrăm foarte mult. Printre decidenții politici, sigur, România e privită cu anumită rezervă. În primul rând, suntem incapabili cu adevărat să folosim fondurile europene, să folosim această oportunitate. Am văzut există... inclusiv PSD-ul, o spune. Da, vocea da, doamnei Corina Crețu. Pe bună dreptate. Deși PSD-ul național neagă și nici nu e foarte interesat, din păcate, să facă anumite proiecte europene, pentru că nu pot să le facă așa cum vor ei să le facă. Pentru că supravegherea și o anumită nevoie de mai mare transparență decât în alte proiecte îi deranjează sau nu li se pare propriu gândirii lor. Există o anumită percepție legată de corupție, reală, evident, uneori și indusă, inclusiv de anumite voci mai radicale din interiorul României, dar ea este și evident că mulți se feresc din cauza acestei percepții. Și mai nou, avem această problemă cu modificarea legilor justiției, cu anumită atitudine necooperantă față de partenerii europeni, care în mod evident deranjează pe toți cei care înțeleg că România trebuie să se comporte altfel. Pe final, nu aș vrea să las nediscutat și subiectul care a ținut agenda publică vreme de câteva două săptămâni, revocarea lui Augustin Lazăr. Domnul Tudorel Toader a cerut revocarea procurorului general
Practic, decizia acum se află în mâinile președintelui Klaus Iohannis. Care credeți că va fi, în opinia dumneavoastră, decizia președintelui pe acest subiect? Nu știu, și nici nu aș vrea să speculez foarte mult. Aici vă pot spune că poziția Partidului Național Liberal a fost foarte clară. În mod evident, nu există motive solide, altele decât motivele politice și acelea de a pune în continuare și mai multă presiune și a intimida și mai mult sistemul judiciar în ansamblu său și procurorii în mod special. Nu există nimic care să justifice cu adevărat revocarea procurorului general. Toate acuzele au fost în mare parte demontate de către cei care cunosc bine canaliștii, comentatori, oameni din zona justiției. Sigur, o parte dintre ele au primit răspuns și de la persoana în cauză, de la procurorul general. Este un act strict politic care este o altă piesă din puzzle-ul general prin care, pe de-o parte, PSD-ul încearcă să descurajeze pe sistemul judiciar de a-și face treaba, pe de altă parte încearcă să construiască în paralel pentru viitorul apropiat un control asupra parchetului general, asupra DNA-ului, asupra acelor instituții din statul român care până acum nu au răspuns la comenzile politice în general și la comenzile PSD-ului în special, pentru că pe ei asta e deranjează. Cât despre domnul Tudorel Toader, ministrul justiției, știm că astăzi se votează moțiunea. Cred că votul e în plină desfășurare. S-ar putea, mă rog, nu avem acces la informații, să fie deja un deznodământ sau să-l aflăm în următoarele minute, zeci de minute. Ce șanse sunt ca această moțiune să treacă? Nu știu, evident că și aici depinde foarte mult de aritmetica din Parlament și de momentul oportun sau nu pe care anumiți dizidenți din PSD îl vor găsi pentru a transmite un semnal conducerii partidului. Poate fi și un joc al conducerii PSD care, știți bine, doresc să aducă la Ministerul Justiției o persoană și mai obedientă decât este actualul ministru și mai hotărâtă să strice echilibru și independența unor instituții din sistemul judiciar. Vom vedea care va fi deznodământul, așa cum înțeleg că în zilele următoare vom vedea și care va fi deznodământul remanierii guvernului în general și al ministrului justiției în mod special. Dincolo de asta însă rămâne marea problemă în care, pe de o parte, sigur, anumite corecții care trebuiau făcute legate de unele abuzuri care s-au făcut, nici asta, pe de altă parte, nu cred că poate fi tolerat sau trecut cu vederea, de anumite neajunsuri ale legilor, care unele au fost scoase în evidență de Curtea Constituțională, altele chiar de oameni din sistemul judiciar, și nu vorbesc de aceia care s-au raliat neapărat la pozițiile PSD-ului, ci chiar oameni independenți care spun că anumite lucruri ar trebui corectate. Dar sub acest pretext al Curții Constituționale, Comisiei la Veneția, dacă vreți, al unor anumitor exagerări care trebuie cumva puse la punct, pe de o parte administrativ, trebuie să-și facă curățenie cei care conduc aceste instituții, pe de altă parte din punct de vedere al legii, pentru că este neclaritate în lege, mai ales în codul de procedură, dar și în codul penal. Deci sub această umbrelă se încearcă de fapt modificări mult mai ample care vor pune în pericol buna funcționare a justiției din România. Domnule Cristian Bușoi, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și vă mai aștept cu mare drag pe la noi. Vă mulțumesc și pentru vizionare.